dimineața și bine v-am regăsit. Mă bucur că suntem din nou împreună aici, în Goana după Crap. Astăzi am venit, mai exact aseară, am venit pe lacul Tâncăvești. Tâncăvești, nu lacul din față, cel de la șosea, așa cum îl știe lumea. Am venit pentru că, vă spun sincer, mi-am propus să testez Top Feeder Pellets, varianta fumigenă, un produs nou cu care nu am mai pescuit și în acest episod, chiar dacă scopul pentru care sunt aici este cel pe care vi l-am spus mai devreme, am să vă vorbesc din nou despre Top Feeder Amix Method Brown. De ce am să fac acest lucru? Pentru că venit aseară, așa cum fac de fiecare dată când mă duc să testez o nadă nouă, o momeală nouă, încerc în prima fază, mai ales dacă pescuiesc pe lacuri pe care am mai fost și în care știu ce și cum se întâmplă, ori pe lacul Tâncăvești, chiar pe acest lac aș putea spune că mi-am făcut școala de pescuit. A fost un lac pe care l-am frecventat foarte mult atunci când am început să pescuiesc. Primul crab mai mare l-am prins pe Butimanu, dar după aceea aici am venit și am petrecut o bună bucată de vreme. Asta până când, auzind de niște concursuri ad hoc care se făceau pe lacul din spate, m-am transferat acolo și pot spune că de atunci sunt un împătimit al pescuitului la crab. În primă fază plantat, pentru că așa erau concursurile pe vremea respectivă, după care început și pescuit din mână, după ce am văzut concursurile de la Sărulești din 99 și 2000, unde am constatat că suntem mult în urma străinilor și mult în urma tehnicilor pe care aceștia le foloseau. Să revenim la ce vă spuneam. Top Feeder Amix Method Brown este o nadă cu care am pescuit foarte mult. Dacă vă mai amintiți, tot sezonul trecut am mers pe lacuri cu reținere, chiar și pe lacul de aici am fost odată și am pescuit exclusiv cu Top Amix Method Brown, iar la cârlig am folosit pop-up-urile fumigenă, am folosit dar de cel mai multe ori pop-up-urile fumigenă cu diverse arome. Și unde voiam să vă duc? Atunci când mergeți în special în locuri pe care le știți, folosiți metodele pe care le cunoașteți cel mai bine. Ori eu trebuia să văd, știu lacul, dar trebuia să mă lămuresc să văd dacă peștii sunt acasă, dacă pot spune așa, dacă zonele de pescuit pe care le-am ales sunt acum pe un stand pe care cred că nu am mai pescuit de vreo 10-15 ani, ce 14 după noua numerotare a lacului, și am vrut să văd dacă distanțele pe care mi le aleg sunt corecte, dacă peștii sunt în zonă, dacă sunt dispuși să pănânce. Ori asta o pot face cu o nadă în care am încredere 100%, pe care am mai folosit-o și pe care știu cum să o prepar. Și practic acesta va fi subiectul acestui episod. Am să vă spun 3 variante de preparat pentru Method Brown. Vorbim de Method Brown, cel lansat pe piață anul trecut, nu de Method Brown competiție, cu care am pescuit anul acesta de mai multe ori, dar poate că în acest sezon am neglijat un pic să vorbesc despre Method Brown Top Feeder Amix. Așa cum spuneam, o nadă care anul trecut m-a însoțit aproape în toate partidele de pescuit pe care le-am făcut. Și când zic la metode de preparat, mă refer aici strict la modul în care vreau să determin să-mi lucreze nada pe arcul năditor, pentru că dacă aici am venit și am făcut din prima nada de o consistență tare, o consistență care odată aruncat în apă momitorul, peste o oră, dacă vreau să scot, vreau să fiu sigur că eu mai am încă nadă pe arc,
vreau să știu că peștii vin acolo și au o oră, o oră și jumătate, cel mult, nu le-am lăsat niciodată mai mult, nici nu a fost cazul, după cum o să vedeți în imaginile care însoțesc această explicație. Vreau să știu că o oră jumătate pot să stau liniștit în așteptarea peștilor care tranzitează zona. N-am folosit deloc săculeț, am lăsat doar arcul năditor și cu montura de lângă, pe care am pus, chiar nu m-a interesat ce a fost la cârlig, pentru că am folosit alternativ când papanele, când pop-up-uri fumigenă, când waftersurile acestea noi din silicon, când waftersurile cele vechi bicolore în diverse arome. Am tot schimbat, m-am jucat, pentru că eram ferm convins că nu are legătură ce este lângă cârlig, ci este foarte important ca să am năditorul cu ce trebuie pe el. Și vă spuneam că aceasta ar fi prima metodă, dar când mă duc pe un lac pe care nu-l cunosc, prima tranșă de nadă pe care o fac este una similară cu cea din pescuitul la method feeder, adică una pe care atunci când vreau să funcționeze așa, iau și sita cu mine, nadă pe care o sitez, nadă care se desface imediat cum a ajuns pe substrat, trebuie să-mi reziste, cred că v-am mai spus de grande ori, doar la contactul cu apa, să reziste să îmi ajungă pe substrat și acolo cum a ajuns să înceapă să se desfacă, să lase ușor mici particule, pentru că Method Brown este o nadă fină și care după ce o umezești de obicei de două ori, facem o primă umectare, lăsăm să se așeze un pic și dacă mai este nevoie mai punem un pic, sitare la final, practic folosim niște bobițe grunjoase, niște bobițe, o făină așa grunjoasă, pe care atunci când o iei și o strângi pe mumitor, ea se leagă, stă foarte bine, se poate arunca, ajunge acolo unde trebuie, dar imediat cum ajunge pe substrat, începe și lucrează și se duce. Este varianta cea mai rapidă și varianta cea mai de atracție, pentru că odată desfăcându-se și orice pește, chiar și de talie mică, vine pe acolo și dă, îți face acel nor despre care discutam în episoadele trecute. Și atunci avem varianta aceasta care se desface imediat, avem varianta tare care îți rămâne o oră și între ele intermediar și poate că cea mai versatilă metodă de a pescui cu o astfel de nadă este să le combinați. Adică să iei, să pui pe arcul năditor până când acoperi spițele arcului, să pui o nadă tare care să-ți rămână acolo, după care peste ea să mai iei restul de cantitate de nadă, să pui și să fie cea care ajunge pe substrat, se desface repede, îți rămâne praful, îți rămâne grămăjoara de cocă rapidă, solubilă, care îți face repede nor, dar lângă ea, în prejurul arcului năditor, care are pe el nada făcută tare. Revin la ideea cu care am început acest episod. Mă veți vedea în următorul pescuind cu top feeder pellets, în acesta cu drilluri de noapte, pentru că acum de dimineață mă voi apuca să pescuesc cu perete. M-ați văzut cu top feeder Amix Method Brown și mă bucur că am făcut-o, am prins mulți ciortan crapi de 3 kg, am avut și unul pe la 5 kg, cel mai mare pe la vreo 9 kg, toți foarte frumoși și observ că au băgat, i-am văzut de anul trecut, un soi foarte rotund, adică sunt multe tigăi așa, rotunde și dolofane, care merită să le faceți o vizită și să încercați să-i prindeți, pentru că nu faceți altceva decât să vă bucurați de pasiunea noastră comună, cea care ne aduce mereu pe malul apei, și anume pescuitul. Încheierea este aceeași pe care o știți. Stați alături de noi, susțineți-ne cu un like, cu un share și în rest, atâta timp cât vremea este frumoasă, mergeți la pescuit ca să vă bucurați de aceste clipe minunate. Nu-mi rămâne decât să vă urez fir întins și să ne vedem cu bine.